O luăm direct. Podcast? Ion? Ion, da. Podcast. Suntem... nu o să zic de fapt unde suntem, o să te las pe tine. Salut! Salut, salut! El este Toma Nicolau. El este motivul pentru care două zile gamerii cred că au parte de cel mai mișto party din viața lor. Spune puțin ce înseamnă Bloggers LAN Party și de unde până unde, cum a început totul. Ok, în primul rând vreau să se consemneze că discuția asta vine între ziua 1 și ziua 2. Aseară a fost greuț. Da. Cam greu, da. Eu m-am trezit greu din viață. Sunt un pic deshidratat. În al doilea rând, suntem la Creator, Creator by IQOS. Suntem în Piața Victoriei, o clădire foarte mișto, un monument istoric, pe care l-au transformat într-o vilă dotată complet. Da. Pe care noi am echipat-o cu PC-uri, cu console, cu VR, cu board games, cu arcade games și cu tot felul de activități din astea care să placă gamerilor. Și suntem la ediția 20 de Bloggers LAN Party. E petrecerea noastră pe care o facem din 2012. 2012, din a, fost 2012 prima? A fost prima, 1 decembrie 2012 a fost. Cum a fost la prima? Prima a fost cu 24 de PC-uri și 24 de oameni. Veneau tot, o făceam pe noapte. O petrecere între voi. Era un LAN party. Chiar era un LAN party de genul old school, în care cei 24 își luau de acasă un bidon de suc și ajungeau la locație, lăsau geaca pe spătarul scaunului pe care erau destinați. Am înțeles. Rămâneau acolo până dimineața. Noi făceam noapte atunci, ne strângeam pe la 9-10 seara. Și ce jucați? La prima ediție s-a jucat Counter-Strike, Quake. Oh, Quake? Da, okay. Quake 2. Și mă gândesc că erați un grup de prieteni. Da, eram 24 de blogger. Chiar da, așa se numește Bloggers LAN Party. Așa a început. A început cu 24 de blogger, care eu i-am sunat și i-am întrebat: bă, ești gamer? Da. Nu vrei să ne strângem, să ne jucăm? Aș vrea, dacă vii, să scrii pe blog cum a fost, cum te-ai simțit. Am înțeles, înțeles. Și asta așa a fost prima ediție. Nu mă gândeam eu atât de departe atunci. Acum suntem 6 ani mai târziu și vin 300 de oameni și pe 2 zile și are petreceri și are 5 platforme. Nu mă gândeam atât de departe. Chiar vreau să mă joc cu niște prieteni, pentru că cunoșteam deja între noi, era o comunitate așa în blog. Deci toți erați blogger, nu? Eram blogger și țineam legătura pe Twitter, era la modă Twitter atunci, în 2012. A fost vreodată la modă? A fost Twitter-ul. Okay. Era nebunie, erau serii în care orice eveniment din social avea un hashtag pe Twitter, că de aici noi ținem foarte mult la hashtag și fiecare ediție scoate hashtag în față, BLP 19, 20, 21 o să urmezi. Pentru că atunci orice eveniment social avea o traducere pe Twitter, pe hashtag-ul respectiv, puteai să vezi o grămadă de impresii în timp real, toată lumea își dădea cu părerea, existau discuții, se retweet-uiau între ei, adică își dădeau cum ar veni share, retweet-ul era share. Și da, acolo s-a creat, acolo a început Bloggers LAN Party. Tu ești la bază blogger? Eu sunt la bază jucător de fotbal. Eu am făcut sport de performanță 16-17 ani. Sunt din Piatra Neamț, acolo am jucat la prima echipă de seniori la Ceahlău, Piatra Neamț. Apoi am venit la București, la facultate și mi-am deschis un blog de sport. Ok. Și așa am intrat în lumea bloggingului. Și cu blogul am cunoscut alți bloggeri. Eu, având pasiunea asta gamingului încă din perioada de sport, în care în cantonamente nu prea avea ce să faci, da, cu liber, trebuia să stai să te odihnești. Eu stăteam cu laptopul în brațe și mă jucam, sau cu consola și jucam FIFA cu colegii de echipă. Am înțeles. Și așa a apărut pentru mine pasiunea asta. În plus, a fost și eu influența, am un frate mai mare cu 9 ani, care el e gamer înrăit, World of Warcraft, strategii, jocuri din astea grele care durează mult timp și cred că de la el, uitându-mă când eram mic, aveam un singur PC acasă, mă uitam la el cum se joacă și... Cam așa e, așa, cam așa am pățit era, și eu cu fratele meu, să aibă două PC-uri. Eram pe rând, da. Chiar mă trezeam câteodată dimineața la 7 ca să prind eu o oră, două prezent exact, de da. El. Bun, de ce te-ai lăsat de fotbal? E povestea, cred că 95% dintre jucătorii de fotbal din România. E foarte greu să ajungi să joci la nivel pro și să treci din asta dacă nu ai cunoștințe, dacă nu ai relații. Eu nici nu eram vreun talent născut să zic că sunt prodigy, copil prodigy și m-am lăsat pentru că am venit la București și am început facultatea și cumva deja începusem să scriu pe blog, devenise din ce în ce mai greu să merg la antrenamente, nu prea făceam bani din fotbal, era așa mai mult categoric, e pasiunea mea principală și uite, anul trecut, de exemplu, m-am întors la fotbal și am jucat din nou un an la profesioniști, am jucat la Ceahlău din nou, promovat din Liga 4 în Liga 3 cu ei. Dar deja devenise ciudat, eram student, să sun acasă, să cer bani, da, nu mai era ce știu, trebuie știu ce și
când mi-am deschis blogul la vreo câteva luni după, deja aveam vreo două joburi part-time, scriam la o revistă, la Zile și Nopți București, scriam niște review-uri de film. Mergeam și la o mică agenție de publicitate, unde aveam un part-time după cursurile de la facultate și nu mai aveam timp să merg și la antrenament, era așa o chinuie, era o lume cu care nu mă mai identificam. E totuși într-o extremă în alta, de la dat cu mingea, adică dat cu cerul minge până la scris. Băi, și gaming-ul, până la un sport electronic, nu? Gaming-ul da, format din sport electronic. În continuare, organizez turnee de FIFA care mă țin în zona asta de fotbal. În plus, joc fotbal în continuare, dar la nivel de amator, joc la Liga 4 aici pe Ilfov, la un club care se numește Atletico Floreasca. A rămas fotbalul, nu o să dispară niciodată. Dar cu blogging-ul cum mai merge? Greu. Păi nu mai e lumea bloggerilor, nu cine mai are timp să citească, tot mai vrea să vadă clipuri și meme-uri și gif-uri. Și nu are timp. Și nu că nu are timp, nu mai e un content care să prindă. Există public de blogging. Cred că e puțin mai în vârstă. Da, e un pic mai în vârstă, da. E un pic mai old school așa, dar scrisul nu o să moare niciodată. Și eu nu o să mă apuc de vlog sau de altfel de content creation pentru că eu sunt bun la scris. Mie nu-mi place foarte tare să mă filmez, să apar pe cameră, nici nu sunt vreun frumos. Uite, cred că deși ne arde lumina asta pe chelie. Vezi? Da. Da. Am da, înțeles. Și nu, n-am de ce să. Eu sunt bun la scris, scriu în continuare despre sport. O să continui. Da, o să continui să scriu, da. Da. Am înțeles. Echipa de aici, cum ți-ai creat-o? Cum ai... În timp? În timp, păi, dacă e să o luăm așa, la primele ediții eu făceam tot, eu cableam calculatoarele, eu puneam Windows, puneam, instalam jocurile, testam să meargă. La început m-au ajutat prietenii, clar, cei mai apropiați prieteni 2-3, uh-huh. Apoi m-a ajutat, nu știu, mai aveam diversi parteneri ai evenimentului, brandurile care mi-aduceau, ba calculatoarele, ba puneam internetul, care aveau câte un om delegat care să mă ajute. Uh-huh. La un moment dat, cred că la ediția 13 sau 14, cred că chiar la 14, la Comic-Con, am avut pentru prima oară un call către voluntariat și am scris un articol la noi pe site că vrem voluntari care să ne ajute. Uh-huh. Și s-au înscris vreo 20 de persoane, am fost, ce tare, înseamnă că facem ceva bine, dacă 20 de oameni vor să lucreze pentru noi gratuit, înseamnă că e ok. Și din momentul ăla n-am mai renunțat la voluntari, hai să nu zic mulți, că exagerez, câțiva dintre ei au ajuns să facă parte din staff, să ajungă să fie plătiți, okay. Pentru că ne-am dat seama că sunt foarte buni la ceea ce fac, sunt util, sunt serioși și ne-am dat seama că cu ei evenimentul câștigă. Iar acum, cred că ediția asta sunt cam 45 de persoane care lucrează cu totul, cu tot cu staff, cu colaboratorii, 45-50 de persoane care au grijă că în astea două zile aici să fie tot ce e. Am înțeles, dar ți s-a părut greu la început să găsești parteneri, să explici da, conceptul? Foarte greu. Să... foarte greu. Păi până la urmă era un eveniment mic. Nu e un blogăzan parte, nu o să fie niciodată un eveniment care îți strânge 10.000 de oameni. Nu o să fie nici cu bilete, nici cu acces public la liber. Și fiind un eveniment mic, a fost foarte greu să-l vând între ghilimele așa. La un moment dat, pe la ediția a 4-a, a 5-a, am adus bani de acasă ca să plătesc cheltuielile astea, mărunte, gen catering-ul și nu știu ce a mai fost nevoie, curentul sau ce mai aveam acolo la locația respectivă. Dar a crescut încet, încet. A început să atragă și partenerii care nu sunt neapărat din lumea gaming-ului sau industria asta de tech. Am înțeles, înțeles. Pentru că blogul ăsta în parte are putere datorită participanților. Majoritatea participanților sunt creatori de conținut. YouTuberi, blogeri, instagrameri, fotografi, oameni cumva care au influență sau sunt formatori de opinii. Iar puterea 200-300 de oameni care vin aici într-o zi egalează cea unui eveniment de masă la care nu toată lumea stă cu telefon și postează și are urmăritori și... Okay? Deci de aici cumva se compensează, iar companiile care au văzut asta imediat au sărit în ajutorul nostru. Pentru că la mine partenerul înseamnă cineva care dă bani ca să apară aici, ci înseamnă cineva care aduce plus valoare evenimentului. Da. Eu nu accept parteneriate doar de dragul publicității. Am înțeles, am cumva înțeles. Orice partener trebuie să investească în eveniment ca să-l crească. Asta uh-huh. înseamnă să aducă mai multe calculatoare, să am echipament mai mult, ca să poți să primezi mai mulți oameni. Să, nu știu, să ofere fiuri pentru... creatori de conținut care să vină aici, pentru că nu sunt toți din București, sunt creatori de conținut din Craiova, din Cluj, din Iași, care trebuie aduși aici, trebuie cazați în București pe perioada uh-huh. evenimentului, de exemplu. Sunt niște cheltuieli care trebuie acoperite ca evenimentul să crească și asta o fac cu ajutorul parteneriatelor. Am înțeles.
Cum se scriu oamenii la... Am înțeles că sunt două categorii. Două categorii. Sunt, odată, bloggerii, eu mereu să le spun așa, sunt bloggerii. Salut! Filmăm un stream acum, nu pot să vorbesc. Ok? Vin după. Sunt odată bloggerii și aici la bloggeri intră tot ce înseamnă content creators. Ok. Care au locurile, au prioritate cumva pe locurile de la eveniment. Înscrierile încep întâi pentru ei. Pentru ei. Evident, nu sunt garantate, pentru că dacă tu ai un blog pe care n-ai mai scris din 2014, făcut pe WordPress, îți dai seama că mi-e greu să te primesc așa. Da. Numai că îți place să te zici. Nu, există un sistem de verificare, un filtru pe care noi trecem toți influencerii. Vedem ce comunică, dacă sunt serioși, dacă au audiențe reale, tot felul de mici chestii pe care le știu și eu din anii de blogging. Și apoi, după ce vedem că se apropie evenimentul, dăm drumul la înscriere și pentru public, care sunt cu un număr limitat, pentru că fiecare locație pe care noi o alegem nu poate să ducă maxim de public, poate să ducă un număr limitat de oameni. Te înscrii ca public, ca fan, noi așa le zicem fani, la început se ziceau cititori, că erau blogări și cititori, cu cititori. Te înscrii ca fan, iar noi din toți cei care s-au înscris tragem la sorți numărul ăla de locuri. Și primim, de exemplu, ediția asta am avut 150 de locuri pentru public. Și au venit, au confirmat pentru da, ce fani? Da, s-au înscris mai mult de 150 și a trebuit să tragem la sorți. Asta e fresh. Ieri au fost, cu totul, au fost 230 de oameni în prima zi și mai avem astăzi încă una. Care și au stat până la party? Până au la stat party... toți, zic așa, de-a lungul zilei au venit unii, dar la party aseară cred că am fost vreo 100. Da, era cam crowded jos. Da, a fost ce trebuie. Mi-a plăcut cum ai venit și ai închis tot etajul și toată lumea merge jos să petrecem. Păi, da, și... asta e și ideea, o petrecere e reușită dacă oamenii sunt acolo toți și se aglomerează, se creează așa emulația. Turnee, ceva, competiții, ce avem aici? Chiar acum suntem în camera în care se joacă NBA astăzi, turneu de NBA 2K19, făcut în parteneria cu Sprite. Mai avem un turneu foarte mare de FIFA, care va fi transmis live, începând cu sfertul de finală, pe Facebook, Telecom Sport, PlayStation România și blogul Zlan Party. Va fi o producție video în toată regulă acolo, avem cameramani cu regie, cu comentatori sportivi, cu... Am zis că vin de la FRF? Cine avem? Nu de la FRF, o să vină de la Telecom Sport, doi comentatori sportivi. Mai avem un turneu foarte mare de Call of Duty, făcut în parteneriat cu HP, cu HyperX și cu Activision. Call of Duty Black Ops 4, ăsta nou lansat, la care avem 100 de locuri. Mm-hmm. Și turneul începe azi la... la 12. Da, la 12. Trebuie să vină oamenii, cred că cine n-a băut prea mult aseară la party, vine azi la turneu. Cine nu, e forfeit, asta este. Și, mă rog... Blogul Zlan Party 20, ediția 20, are 20 de jocuri de toate. Astea sunt cele mai mari 3 turnee pe care ți le-am zis, dar mai avem Mortal Kombat, Just Dance, avem o cameră retro complet, numai cu arcade games, cu fotbal cu nasturi, cu fotbal televizor. Fotbal cu nasturi a fost genial, iar când am jucat fotbal cu nasturi, da, aia e camera retro și s-a potrivit perfect parteneriatului nostru cu Ursus Retro. Da, partenerul nostru pe bere. Ce ne arată viitorul? În 2019, clar, evenimentul va crește. Eu asta îmi doresc, să-l fac accesibil pentru mai multă lume, pentru că foarte multă lume își dorește să participe. Primim mesaje de cât e biletul, cum facem să intrăm. Și pentru că nu vreau să se ducă evenimentul în zona asta de ticketing și așa, o să trească să-l creștem în sensul de logistică, să găsim o locație mai mare pe care să o umplem cu mai mult echipament ca să putem primi mai mulți oameni. Așa că, cred că vor fi minim 2 ediții și anul viitor, dacă nu mai multe. Eu aș vrea mai multe. Vreau și un oraș nou. Până acum am făcut București, Cluj și Piatra Neamț. Dar aș vrea să-i salut. M-a făcut tablă lungă? Filmăm un stream. Și vorbim după, bine? Poți să-ți lași geaca la garderobă, la... sau unde vrei tu, undeva, să nu fie la vedere. Că se vede urât. Dacă-ți 300 de geci pe aici, îți dai seama. La garderobă, cel mai bine. Vreau un oraș nou, am avut București, Cluj și Piatra Neamț. La Cluj ați fost la Antol, La Cluj am fost parte din Antol Festival, da, am avut o... Doi ani la rând, am avut o cameră privată în cadrul festivalului, unde am creat zona de gaming a festivalului Antol. Și a fost foarte mișto, 4 zile în care pe timp de zi ne jucam.
Și seara Petrișan. Seara ieșeam la festival. Da, da. Care era acolo, eram gen, se auzea gălăgea. Da, din polivalentă direct. Da, da, da. Și mișto, toți cei care treceau pe acolo și nu știau că așa ceva există, se opreau și ziceau, ce e aici? E zona de gaming a festivalului, se numește Globul. Mamă, ce tare sunt pe toată lumea. Și de de început să dea mesaje să se strângă, să vină să se joace. Evident, la, uite, la Antol s-a înregistrat recordul de participare. Era și normal, era 4 zile de eveniment, au fost 650 de oameni. Wow! Nu mă gândeam niciodată că o să ajung așa departe, începând cu 24 de persoane, 24 de calculatoare. Dar când ți-ai dat seama că poți să faci un concept, o chestie, o cel mai mișto party? Păi feedback-ul oamenilor de la ediție la ediție, când vedeam că erau oameni în primul rând care revin și mă întrebau când mai face, când e următoarea, hai să facem așa. Apoi când am văzut că începe să aducă interes și din partea oamenilor care n-au neapărat legătură cu gaming-ul, ziceau că, dar la voi atmosfera faină. Și cum fac și eu să particip? Apoi când am văzut că, știi că de obicei la evenimentele de gaming, majoritatea participanților sunt băieți. Da, și da. Mulți dintre ei poate și minori, adică e așa un average de vârstă mai scăzut. Aici, parcă era plus aici 18. E plus 18 și 40% dintre participanți sunt fete, care vin să se joace Mortal Kombat, Activity, Catan. Păi ieri cred că am stat vreo 20 de minute să mă urc pe simulatorul de Formula 1 și erau numai fete în fața mea. Da, așa e, da. Păi cam atât. Cam mulțumesc. A fost tot? A trecut deja jumătate de oră? Da, okay. Am strâns ceva acolo. Mai punem și ce am mai filmat eu pe aici, una alta. Îți mulțumesc mult. Eu îți mulțumesc că ești aici. Și ne vedem mai departe. Avem o zi plină. Da, abia aștept și eu sunt. Mă înscris la cod, dar aș vrea să mai prind puțin urma până când începe totul, că n-am mouse-ul meu și mi-e destul de greu. Cu toate că sunt HyperX și sunt destul de bune. Sunt bune. Bine, mulțumim. Ne vedem data viitoare. Data viitoare.